În fiecare seară văd intersecția asta plină cu mașini de taxi. Stau și în stația de transport public și acolo pe zebră și chiar în intersecție. O dată sau de vreo două ori chiar am filmat și l-am întrebat pe un șofer, nu-i așa că stați ilegal aici, și a zis că și ce dacă. Și uite, acum le-a venit rândul. Cel puțin câtorva pe care i-a prins poliția în flagrant. Și o să dureze doar 5 minute după ce o să plece poliția și o să restabilească aceeași debandadă din stație de transport public. La AFI Cotroceni, centru comercial cu stație, cu parcare subterană, o oră dacă stai chiar e gratuit, dar oamenii vor să-și ia taxiul fix de la margine, din stație.